Imunitatea de la vaccin chiar după doza a treia a slăbit după apariția tulpinii Omicron. Noile subvariante foarte contagioase trec de scutul anticorpilor și după boală, așa că experții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă al doilea apel pentru cei mai expuși, personalul din domeniul sanitar, vârstnici, gravide și persoane cu imunitatea foarte slăbită sau cu afecțiuni precum diabet, hipertensiune, boli cardiace, pulmonare și renale. Sunt de acord. Câte doze ați făcut până acum? Două. Trebuie să urmăm și patria. COVID-ul nu am avut. Câte doze ați făcut? Două. Și a treia o să o fac. M-am simțit foarte bine. Când intenționați să faceți? Nu știu, într-o săptămână, două, eu știu ce o să fac. Nici nu mai știu unde. Am făcut cele două vaccinuri momentan și vă spun sincer, nu cred că e cazul momentan să-l mai repetăm. Am făcut cele trei injecții, eu unul nu mai fac. Ați făcut COVID? Nu. Cifrele sunt clare, spun medicii. Foarte puțini dintre cei vaccinați au ajuns la ce e mai rău, iar doza suplimentară e recomandată pentru un plus de protecție chiar cu vaccinurile disponibile acum. Până la urmă, obiectivul principal este să nu facă o formă complicată care să-mi pună viața în pericol. Noi o să începem o campanie de informare a pacienților cronici, să nu ezităm să mergem la vaccinare, pentru că există, din punct de vedere al sănătății, un pericol. Intenționați să faceți și doza 4? Nu știu, dacă e nevoie și dacă o fi, sunt profesor, dacă o să crească din nou numărul de cazuri. Plănuiesc să caut un centru de vaccinare cât de curând să mă vaccinez, că nu am nevoie și eu la al treilea vaccin. Experții OMS recomandă al doilea rapel după 4 până la 6 luni după o primă serie de vaccinări, dar nu pentru toți adulții, și anunță că vor începe și evaluarea noilor vaccinuri care țintesc sub variantele Omicron. Persoanele care pot să aștepte și nu prezintă un risc important imediat, ar fi mai bine ca să apeleze la vaccinurile noi. Va fi undeva în lunile septembrie, octombrie sau chiar în noiembrie. În România, mai puțin de 18.000 de persoane și-au făcut doza a patra, adică sub 0,7% dintre cei care au și rapelul. De altfel, mai puțin de o treime dintre cei cu schema completă s-au mai vaccinat cu încă o doză. În ultima săptămână, aproape 3.500 s-au imunizat anticovid, cei mai mulți cu rapelul sau cu doza a patra, iar trendul vaccinărilor este în scădere.